Campania de promovare a serviciilor sociale specializate pentru victimele violenței de gen a fost lansată astăzi la Deva. Evenimentul a avut loc la sediul Consiliului Județean Hunedoara, unde au participat și ministrul familiei Natalia Intotero, reprezentanții ai UNICEF, ambasadori, secretari de stat și președintele Consiliului Județean Laurențiu Nistor. Toți și-au propus să-și unească forțele pentru a implementa proiecte și programe care să contribuie la reducerea cazurilor de violență domestică împotriva fetelor și a femeilor. Există în țară persoane care nu au înțeles rolul lor, importanța acestora cu privire la susținerea tinerilor, a tinerilor care, din păcate, așa le-a fost soarta, să nu aibă o viață tot mai fericită, să nu aibă o familie care să îi îngrijească și profite această ocazie pentru a face un semnal de alarmă. Fiți implicați, fiți empatici, așa cum sunteți cu membrii familiei dumneavoastră. De asemenea, cred că pe lângă toate programele pe care statul lor român le-a făcut pentru tine, pentru tinerile instituționalizate, pentru tinerii instituționalizați în general, cred că este foarte important să oferim servicii de consiliere pentru angajați de la secțiile de asistență și protecția copilului. Suntem aici pentru a sărbători Ziua Internațională a Sărbătorilor. Este un motiv de bucurie, un motiv de sărbătoare, dincolo de problemele pe care dorim să le abordăm și să le discutăm împreună. Și mai ales este o ocazie de a recunoaște importanța socială pe care fetele o au în societatea în care trăim. Pentru că fetele sunt viitoare mame, viitoare iubite, viitoare soții, viitoare angajată. Și felul în care noi le tratăm azi, acum, determină felul în care se vor comporta și vor acționa în viitor și felul în care va arăta în cele din urmă societatea noastră. Până mai tenința, am 15 ani. Iar acum l-am făcut în 9 etapă din viața mea. Mai exact în liceul, adolescentă profesistă. Care de asemenea a venit la pachet cu o sumedenie de producări noi, printre care se numără și reprioritizarea calităților de șanse cu școală. Ultima consultare prin intermediul platformei Euribor, la care au ajuns 500 de băieți și fete din România, ne arată că mai puțin de 30% din elevii din România nu au confort despre egalitatea de șanse în școală. Sunt convinsă că noi toți susținem egalitatea de șanse. Iar cu ocazia Zilei Internaționale a Fetelor, vin cu o întrebare. Cum putem să promovăm încât să ajungă la schimbarea vizibilă și fetelor din România? Indiferent dacă trăiesc în mediul rural sau urban, în capitală sau în oraș mai mic, de provincie. Sunt de părere că eforturile pentru a asigura egalitatea de zi ar trebui să pornească în primul rând de acasă, cu familie, dar și din partea cazului didactice. În acest cadru se înscrie și Convenția de la Istanbul, care stă la baza acestui proiect, pe care îl derulează Ministerul Familiei și Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între femei și bărbați. Sper ca din discuția care se vor purta astăzi aici să se desprinde soluții concrete pentru care împreună să le putem pune în aplicare. Ca președinte al Consiliului Județean mă preocupă aceste probleme și fac eforturi deosebite și constante pentru ca egalitatea de șanse să fie respectată atât în instituția pe care o conduc și în instituția de subordine a Consiliului Județean.